moțiunea pentru demiterea ministrei sănătății nu a trecut, dar nu a trecut pentru că au fost majoritatea de voturi ale Partidului Socialiștilor și Democraților, dar pentru că nu au fost prezenți deputații din opoziție în sală, pentru că am numărat noi din deputații deputații PD și PSRM, lipseau mai mulți deputați, nu erau 51, erau mai puțin, dar în schimb lipseau foarte mulți din deputații opoziției, cei care au criticat foarte mult activitatea Ministerului Sănătății. Cum se explică, domnul Năstase, am să vă dau în primul rând dumneavoastră cuvântul, pentru că și platforma DA a spus că va susține această moțiune. Da, noi sunt această moțiune pentru că și ea n-a fost îndreptată împotriva ministrului, dar împotriva politicilor, pentru că evident, așa spune legea. Dar politicile sunt asumate de pe da, iar de un guvern. Și bine, în cazul de față de Ministrul Sănătății, pentru că ea gestionează ceea ce înseamnă această criză pandemică, epidemiologică. Și, din păcate, trebuie să spunem că lucrurile au degenerat și s-au venit cu argumente foarte serioase în această privință, în sensul că noi avem un număr de infectați cam la nivelul României, cu cam în jur de câteva mii mai puțin, dar avem o populație de 5-6 ori mai mică decât a României. La capitolul decese în ultimele săptămâni suntem în topul negativ al Europei. Și, din păcate, lucrurile nu se opresc. Chiar avem 9 morți iarăși. În general, această criză era, ca să nu știți că în fiecare zi era, ba se făceau teste 1200, ba 800, ba nu știu cât, dar dacă luăm ca procentaj, erau cam în jur de 27%. Acum s-a redus la 23% și rămâne stabil. 23% din testele care sunt efectuate, adică practic fiecare al cincilea, mai mult, da? A cincea persoană este infectată pozitiv. Și acest lucru este destul de grav. Sigur că opoziția are rolul să vină cu probele respective, cei ministra are rolul ca să-și apere politicile pe care le-a făcut, dar din păcate eu îmi amintesc cum când s-a instituit deci starea de urgență în România și la noi, președintele Iohannis a venit imediat cu 65 de propuneri clare, la noi s-a votat cu ochii închiși, eu n-am votat, eu personal nu am votat atunci. La noi a fost votare liberă în fracțiune și n-am votat pentru că votam cu ochii închiși, adică că va fi constituită această comisie care va veni ulterior cu nu știu ce, iată că România a venit foarte clar, facem asta, cu 65 de măsuri. Atunci toată lumea a cerut un plan de acțiuni pe care noi așa și nu l-am văzut formulat pe hârtie. Absolut. Dar totuși, critici la adresa modului în care a fost gestionată această criză pandemică, am auzit foarte multe și în platoul emisiunii Cutia Neagră și în general în spațiu public. Și tocmai de asta întrebarea mea firească este, dar dumneavoastră ați luat în serios moțiunea simplă de astăzi sau nu tocmai? Pentru că mulți din colegii dumneavoastră nu erau prezenți în sală în momentul în care spunea la vot moțiunea. Moțiunea nu putea să treacă pentru că a fost asigurat 51 de voturi din partea nu erau majorități. Nu, stați o secundă. Toată ziua au fost 51. Înțeleg, dar seara nu mai toată era. Ziua. Păi, seara s-a dus unul la un post de televiziune, s-a dus altul la alt post de televiziune și s-a... Deci, proporțional. Deci nu ați fi putea... putut să profitați. Păi, și cum să votez cu 51 de procente? Cu 51 de voturi. S-a votat, poftim? Deci s-a întrebat cine este pentru... așa au sunat în Parlament, colegii au fost prezenți. Cine este pentru a susține raportul dat de Comisia Sănătate? Corect, Maria, dar avem nevoie de 51 de voturi. Cum majoritatea? Avem nevoie de 51 de mandate, nu? Așa. Păi, era obligatoriu să fie 51 de mandate sau majoritatea de celor care erau prezenți? Nu, dar nu majoritatea, că aici nu e vorba de hotărâre, nu, aici e vorba de o moțiune. Deci, atunci care era rostul moțiunii? Moțiunea de cenzură atunci când cade guvernul. Moțiunea simplă. Care era rostul acestei moțiuni dacă știați din start că nu... Bună întrebare. Păi vă explic de ce și pe urmă lasă și pe colegii mei că eu monopolizez. Da. Și nu-mi place asta. Deci, uitați-vă, nu neapărat atunci când vii cu ceva trebuie să finalizezi cu demisia cu tare, cu nu știu ce. Deci, aceasta a fost o modalitate de a arăta o problemă. Ea a fost pusă pe tapet. Asta este problema noastră. S-a gestionat prost această criză. Că unii nu au înțeles acest lucru și n-au votat. E treaba lor.